Abia 21% dintre oamenii care lucrează în lume în anul 2022 se consideră implicați, motivați, interesați de munca lor. 80%, 79% se duc la scârbiciu. Știi ce e leadership? Tu știi, Doru. Leadership-ul e omenie, mă. Strategia mea e să fiu un om cu care să-ți fie mai mare dragul să lucrez. De mici suntem puși cu mine la spate, hai să stăm, hai să facem. Nimeni nu ne învață să punem întrebarea de ce. Durează de foarte mult timp în istoria muncii, în istoria societăților noastre moderne, de când angajații zic că ar vrea să rămână acasă. Că munca remote accentuează burnout. Companiile sănătoase sunt companiile în care top managerul își găsește timp să ține tot timpul contactul cu oamenii. Asta este obiectivul, să construim o relație mai bună între aceste două părți, astfel încât să trăim mai bine împreună, să colaborăm mai frumos. Ascultă episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!